până în 2026, nemernici ăștia, cu tot cu Bruxelles și cu Banca Mondială și cu Duraș, vor să vă ia cash-ul. Adică cash-ul, fraților, înțelegeți? Eu nu plec. Femeia, Olga Tudorache, profesoara mea, Dumnezeu să o odihnească, spunea, băi, bărbatul, dacă nu are cash, bancă, nu, ce e la cash? Așa, dacă un bărbat iese cu o femeie în oraș și nu are cash la el, să nu vă duceți fetele lui. Păi are 6 carduri, de astea de farmacie și de benzinărie avem toți. Bă, bani, te duci cu frumusețea asta pe o clauri cu și începi să arăți, la, te caz cu avionul, vin boșimane și spune, păi ea nu o mâncăm din prima, pe tine te luăm de ieși. Stați că vă dau bani. Ce vă? Am un card. Hât să-l trag așa prin... Băi, banii lui bunica în bazma la sân, aici ai ținea. Bani! Bă, nu renunțați la bani. Lasă că e o cretinătate absolută. Băi, nemnorociților, aici global vorbesc. Cum vă închipuiți voi că unchiul meu care are 84 de ani și care nu știe să scrie, să citească, n-a plecat de la țară în viața lui, o să se ducă cu cardul la prima scorbură? De unde și-a cardul? Trebuie să-și facă cont la ce bancă? Unde visați, bă, că ai vest pe pereți în Africa, în America de Sud, în România, în mijlocul Rusiei, Moldovei, Basarabiei și în Germania și cu de-aia? Unde credeți voi că toți se duc doar ca acești criminali numiți bănci să vă ia comisionul din buzunar, da? Adică cum? Adică să-ți dea banii pe card și tu să te duci cu cardul. A venit Oșanul ăsta acum care zice că nu mai au casieri. Să mor eu aici așa, că dacă mă duc la un magazin și nu văd casieriță, mă piși în mijlocul magazinului. Nu durează mult la vârsta asta. Înțelegeți? Bă, nu se poate așa ceva. Bă, vrăjeala aia pe care am prins-o eu la Băcănia din Colț, să tai de vorbă cu Armano, să dea o cafea, să dea un pachetel de o ciocolată neagră, să băga niște ulei. Cum adică, mă, să mă duc ca invențiile lui colegul meu în colonați ca în Fahrenheit 400, nu știu cât, mergem toți vopsiți pe față să-l fut în gură pe robotul Ion, dacă vrei să ne fuți tu pe noi toți și să fim copiii tăi. Da? Să mergem în colonați, nu știu unde, să primim pachetelul de mazăre și să ne vedem ce? Și să ce? Să mâncăm șuruburi? Omul ăsta are dreptate. Fericirea nu este productivă, că pierzi vremea ca bou când te îndrăgostești, visezi, scai vers pe pereți, da? Și stai și nu muncești și scurge din gură pe pernă și așa, și stai ca un bou. Femeile îndrăgostite nu prea există, da? Pentru că ele ies mai repede din stare. Bă, dar noi bărbații suntem comici ridicoli îndrăgostiți. Nu mai facem nimic. Stăm așa ca niște jivine, mai ales la tinerețe. Oameni buni, nu vă pierdeți umanitatea, nu vă pierdeți sângele, nu vă pierdeți căldura, nu vă încolonați. Eu fundamentez aici o mișcare care se cheamă nesupunerea civică. Bă, frate, dacă nu pot să vă dau pensii, nu pot să vă fac aia, nimeni nu o să vă dea, nici aurul, nici argintul, nici partidul plumb, nimeni pe lumea asta nu o să vă facă să fiți fericiți ca să nu mai fiți productivi. Ați înțeles? Toate guvernele lumii vor să fim nefericiți ca să ne ducem cu capul încolonat, să facem fărașe și căcaturi pentru unii care fac chestiile astea, dar ei mănâncă din curte. Vă dau un scris că Bill Gates și cu Carol Musk ăsta sau cum dracul cheamă, au câte o găinușă în pizda mamilor care le face o nu de diamante, ci de gălbenuși și de albuși și mănâncă câte o roșioare și câte... Nu o să se întâmple chestia asta să mâncăm căcat peste 50 de ani. Îl mâncăm de câteva zeci de ani căcatul, da? Bă, frate, să te scoli dimineața, să te piși în spatele curții, să simți pământul ăla reavă. Să mulgi o văcuță, să faci o brânzică, să mănânci o ștevie, să mănânci un spanac, orice vrei tu, dar să trăiești. Dacă ei vor să nu mai trăim, să muncim, de ce am plecat de la țară? De ce futul în gură și pe Lenin ăla, și pe Marx și pe Engels, care ne-a luat de la coada vacii? Astăzi a ajuns ceva peorativ să spună, ești de la coada vacii. Era cea mai nobilă meserie, eram grădinarul Europei, țineam toată lumea în spinare, să faci mâncare, nu să faci căcaturi de astea, să ne luăm muie de la primul magician care intră la noi în garsonieră. Asta am ajuns și eu cu 3 facultăți, vă dați seama. Am plecat de la țară, gândiți-vă la Mel Gibson, la patriotul, la ăla care a murit, i-au tăiat capul și încă striga, freedom! Nu vă supuneți, oameni buni, oriunde pe balcon, în bucătărie, creșteți un pătrunjel,
Asta este simbolul libertății. Un cățel de usturoi, un mielușel, un ceva. Ce vreți voi? Fiți vegetarian, fiți ce vreți voi. Dar fiți liberi, nu vă supuneți în necunoștință de cauză. Ne ducem încolonați la magazin și ne cumpărăm cancer. Am citit acum 20 de ani, v-am spus la chestiunea zilei, până în 2050, ăștia au preconizat că orice ființă umană să aibă o formă sau alta de cancer. Vă dau un scris că unii din Bolivia sau din Quetzalcoatl sau Popocatépetl, ăia nu o să facă cancer. Pentru că încă merg pe munții ăia cocoșați cu desaga în spate și mănâncă câte o rouă de dimineață și o floare de colț, da? Să nu vă fie frică, să nu vă fie frică nici de poliție, nici de jandar, nici de SRI, nici de judecător, nici de nimic. O ființă umană demnă, care stă pe picioarele ei, nu există lanț pe lumea asta și organisme plătite din banii noștri ca să ne facă rău, da? Eu fac ceea ce, cum zicea George Enescu, la ce mă pricep, cu arcoșul, cu pianul și cu tare, da? Dar încerc să spun câte ceva, lucruri pe care nu le-am inventat acum. Spusul, eu îl fac cu chestiunea zilei din 1995. Că vine câte un flăcău. Am o rugăminte, băieții ăștia. Deci, mă voi lupta ca să nu se interzică nicio platformă. Există alte mijloace ca să cenzurăm lucrurile negative care se postează acolo și așa mai departe. Dar libertatea ființei umane implică și anarhia, și revoluția, și nesupunerea, și absolut orice. Pentru că există sute de mii de organizații plătite din banii voștri care trebuie să mențină ordinea. Nu noi trebuie să menținem ordinea. Noi plătim oameni să ne mențină ordinea. Da? Eu nu pot să fiu propriul meu jandar, propriul meu polițist, propriul meu procuror și așa mai departe. Dacă greșesc, să mă judece un sistem corect și plătesc cu libertatea mea, dacă am făcut-o nasuleală. Dar nu să mă ameninci tu tot timpul. Uite, ai intrat în casino, te-am înregistrat, ți-am dat cardul ca să cutare, ți-am luat caserița, ți-am luat tot. Păi, dar de ce nu faceți voi un lucru, mă? Puneți-le sterilete la toate femeile, luați-le alea seminale la toți bărbații, ne trece pofta de ciocane, de mâncat, de băut și o să ne sculăm. Bă, dar anulați-ne și căcatul și pișatul care sunteți și așa mai departe. Da, voi știți, vă aduceți aminte imaginele alea cu liderul forței de dreapta, Ludovic Orban, care toți umblam cu botnițe la asta și el stătea ca să nu zic de Ludovic, da? Că se supără și mi se rupe mie, că bea whisky și fuma la el în birou în timp ce toată țara era în pandemie. Mă, Boris Johnson este anchetat acum pentru Partygate, adică toată Anglia era închisă în casă și el făcea petrecere. Unde? În Downing Street 10, în sediul guvernului britanic. Frumusețea aia de prim-ministru al Finlandei. Bă, o fată ca și fata asta. Bă, tânără, frumoasă, deșteaptă. Au prins-o că a tras și ea, s-a îmbătat și a cântat la o... Mă, ce-a făcut, mă, femeia? A băut și a cântat la o petrecere privată. Și gunoaiele astea, care au telefoanele, ei filmează absolut orice. Da? Băi, oameni buni, cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Ca să nu rămână nimeni neomenit. Toată lumea a fost băgată în seamă.